Te salut! Continuăm seria testelor de antrenamente pentru bacalaureat și vom expune pe acest canal de fiecare dată rezolvările acestor teste. Bineînțeles că veți găsi o variantă mai amplă, mai bine tratată în scris pe pagina noastră, dar pentru asta vă lăsăm un link în descriere. Este vorba despre cel de-al doilea test, publicat în data de 1 martie 2021, adică astăzi. Hai să începem efectiv rezolvarea. Dar înainte de a începe această rezolvare, nu uita să ne dai un like, un share, un subscribe și dacă vrei să rămâi la curent cu activitatea acestui canal, apasă și butonul de clopoțel. Acela este realul buton de abonare. Textul suport de la subiectul 1 este un fragment din Emil Marinescu despre copilăria sa. O să vedeți, textul este destul de catchy, da, o să vă placă. Haideți efectiv să răspundem la întrebări. La exercițiul 1, evident, sensul unei secvențe, cât ai clipi, la ce se referă, la o acțiune care se desfășoară foarte repede. Acesta este sensul din text al secvenței. La 2, ni se cere vechea denumire a pieței Victoria. Vechea denumire a pieței Victoria, conform informațiilor din text, era capul podului. Aceasta era vechea denumire. Cel de-al treilea exercițiu, cum era marcat, modul în care era marcat sfârșitul de an școlar în copilăria autorului și trebuia să ne justificăm răspunsul cu o secvență din text. La sfârșitul anului școlar se organiza un concurs între școli, un concurs de oină. Și un fragment care să ilustreze asta, hai să-l vedem. De mare prestigiu se bucura, pe vremea când eram copil, frumosul joc al oinei. Sfârșitul fiecărui an școlar era sărbătorit cu un mare concurs între toate liceele țării. Ah, și uite așa am rezolvat și cel de-al treilea exercițiu. Hai să continuăm. Exercițiul 4. Trebuie să explicăm motivul pentru care autorul a început să facă sport. De ce voia să facă el sport, nu? Și la un moment dat avem un fragment în acest text. Hai să-l revedem. Slab la trup și bolnăvicios, mai toate bolile s-au ținut lanț de capul meu. Până într-o zi când am luat singur hotărârea să devin sănătos, voinic, ager, curajos, lat în spate și cu mușchii armonios dezvoltați. La exercițiul 5 ni se cere să prezentăm imaginea iernii așa cum reiese din descrierile autorului din textul dat, da? În memoria autorului, peisajul hibernal era asemenea unui bas. Acesta descrie trăsurile frumos împodobite, ne dă și câteva detalii, erau împodobite cu dantele, cu valtrapuri și cu zurgălăi. Iar totul părea efectiv o scenă de basmă. Aceste sunt cuvintele autorului. Și totodată precizează și că durau câte 5 luni aceste ani și doar soarele arzător, soarele puternic al primăverii reușea să topească zăpada. Pentru punctul B, ni se cere să realizăm un text argumentativ în care să menționăm dacă decizia de a te apuca de un sport...